Au fost bombardamente puternice în sudul fâșiei Gaza, unde 45 de palestinieni au murit în ultimele 24 de ore. Situația complicată a civililor i-a făcut pe membrii ONU să convină asupra unei noi rezoluții prin care să ceară încetarea focului. De această dată, principalul aliat al Israelului, Statele Unite, ar putea susține acest apel. Washingtonul a dat de înțeles că ar putea susține o suspendare a ostilităților. Votul pentru rezoluția ONU a fost amânat cu o zi pentru ca membrii ONU să cadă de acord în ceea ce privește textul rezoluției. I remain gravely concerned by the impact of the ongoing hostilities on the humanitarian situation in Gaza. The current conditions are making it impossible for meaningful humanitarian operations to be conducted. Organizațiile umanitare insistă în fiecare zi că o pauză în lupte nu mai poate fi amânată. Oamenii din Gaza au nevoie de alimente, apă și medicamente. În același timp, prea puține camioane primesc aprobarea să intre în regiunea devastată de război, a declarat reprezentantul unei organizații umanitare. Israelul susține că e gata oricând de un armistițiu și spune că militanții Hamas ar trebui să facă următorul pas. Războiul s-ar putea încheia însă definitiv doar după ce gruparea Hamas va fi complet distrusă, insistă premierul Benjamin Netanyahu. Israelul a început să bombardeze fâșia Gaza după ce teroriștii Hamas s-au infiltrat în kibuțurile din sudul țării, au ucis peste 1200 de oameni și au luat ostatici alți 240. Aproape 400 dintre victime erau tineri care participau la un festival de muzică. Pe câmpul pe care a fost organizat evenimentul, oamenii aduc flori și lumânări.